se duce capunarul înainte și sare pe ea, de cu craci în sus. Vrem și noi să sărim cu zăpadă, dar lui asta-i căzuse căciula din cap. Era o femeie la vreo 40 de ani, frate, dar îmbrăcată așa gros, cu căciulă și fular, nu-i dai mai mult de 20. Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, când eram mic, adoram iarna. Era anotimpul meu preferat. Pe lângă atmosfera de poveste, troiene de zăpadă și luminițe peste tot, oameni de zăpadă, dărdelușuri, cazemate, mersul cu colindul, vacanța de iarnă, Crăciunul și Revelionul, mai erau și bătăile cu zăpadă. Ce poate fi mai frumos decât o bătaie bună cu zăpadă între prieteni? Nu știți? Vă spun eu, frecatul fetelor. Bine, asta dacă sunteți băieți. De-abia așteptam prima zăpadă, frate. Ieșeam toți băieții din clasă și cum o prindeam pe una, săream toți pe ea ca hienele. Eram însetați de sânge. Bine, sânge l-a figurat, că totul avea o limită. Dacă fata începea să plângă sau se lovea, joaca se termina. Mai era câte un dement care arunca cu bulgări în fete de le trântea la pământ. Dar devenea imediat el victimă. Săream toți pe el și îl îngropam în zăpadă. Mai ne scăpam și câțiva pumni și picioare la înghesuială. Dar de obicei, lucrurile nu degenerau. Fetele ajungeau în clasă cu zăpadă și în urechi și noi transpira și roșii la față de oboseală. Plus că chiar dacă mai era câte una care ne păra profesorilor, n-aveau ce să ne facă. M-au bătut cu zăpadă! Cine? Care au fost? Toți băieții, cred că erau și din alte clase! Da, frate, de multe ori se forma o gașcă întreagă din toată școala și atacam orice fată trecea pe acolo, vremuri bune, ce să zic. Și așa cum bănuiți, în povestea asta ne întoarcem în copilăria mea, mai precis în iarna pe când eram eu clasa a 5-a, undeva pe la începutul lunii februarie. Trecuseră câteva luni bune de când venise caponarul să-i pună la respect pe Miții și Petre, care din păcate au scăpat. De atunci, cu Miții nu am mai avut probleme, chiar ne împrietenisem cu el la fotbal. Era mai mereu pe la noi. Ălalaltul, Petre, mai mardea din când în când, mai mult pe șustache așa, dar trebuia să-i vină și lui rândul. Da, frate, și eram în weekend, într-o sâmbătă, când apare caponarul pe la noi. Sâmbătă era zi de TV, după nelipsitele desene de dimineață. Ne uitam la Vărul din Străinătate, pe Pro TV, apoi la Benny Hill, pe Antena 1. E tare rău ăsta, Vere. Ai dracu, boșorogi? Hai mă, facem un rebus. Un rembus, Gigi? Rebus, caponare. Rembus, Vere, eu ce am zis? Ia zi, caponare, anotim din 4, se termină cu A. Iarna, din 4, Vere, din 4. I-A-R-N-A. Da, mă, are 5. Vara, mă, e din 4? E din 4, caponare. Și facem noi integrame ce facem, dar le terminăm, că nu mai erau decât câteva pagini. Ne hotărâm să mergem să mai cumpărăm, dar aveam ceva de mers, aproape 2 km. O luăm noi încet spre magazin, când vedem două fete cam de vârsta mea, veneau din direcția opusă. Gigi, Senciuc, le frecăm cu zăpadă? Nu le cunosc, Vere, lasă-le. Trecem de ele și pe urmă sărim cu zăpadă. Nu, mă, ne mai luăm și bătaie. Hai, Senciuc, că Gigi vrea. Când am zis eu că vreau? Dar ce ai zis, mă? Vorbește dracu mai tare. Mai spală-te în urechile alea, ai surzit dracu de tot. Haideți, mă, sărim pe ele. Până la urmă am fost de acord. Am trecut de ele și am sărit caponarul în spatele lor. Le-a dărâmat în zăpadă și am început să le frecăm. Nu s-au supărat alea. Au aruncat și ele câțiva bulgări în noi și au plecat. După treaba asta, mai mergem noi puțin și îl văd pe Popa, ăla din clasă de la mine. Uite-l și pe prostul ăla. Cine? Cine, Vere? Unu, Popa. Vine cu botezul? Ce botez, mă? Popa ăla. Dar unde? Nu e, mă, niciun Popa. N-ai zis așa, Senciuc, Popa? Ba da, mă. Vezi, Gigi, am auzit bine. Așa îl cheamă, mă, e coleg cu mine. E un figurant, un prost. Îl batem verilor? Nu, caponare, e lângă strada lui. Lasă că am eu grijă de el. Și se duce caponarul spre el și când ajunge la vreo 2 metri, scoate două petarde din buzunar și aruncă la picioarele lui ăsta. A sărit Popa în sus de ziceai care are arcul la picioare. Te dracu de prost! Ce vrei, mă? Hai, Vere, hai să mergem. E vârtu? Spune să stai cu minte că vin cu fratii mei. Ha, ha, ce, mă? Ce a zis? Că te bate cu frasul. Așa ai zis, mă? Caponarul era gata să-l pognească în ochi pe ăsta, dar eu știam că are o problemă la un ochi, era operat. Stai, mă, e operat la ochi, dai de belele. Dă-i la picioare, caponare. Îi seceră caponarul picioarele și îl trântește în zăpadă. Sărim toți și îl frecăm cu zăpadă, în timp ce stați țipa și dădea din mâini. Ați-ai dracu de proști, mă prind eu cu frate meu. Iar zice de frasul? Lasă-l dracu de prost. Te prind eu, handicapatule. Stați aici, mă duc să-l bat. Lasă-l, mă, are operație la ochi. Caponare, lasă-l, mă. A ăsta nimic, s-a dus la el. Bă, și nu a dat în el. Mi-a băgat vreo două petarde de alea mari în glugă. A țipat cu paca o femeie. Ești prost, lași chiar dracu.
Nu mă, îl las surd, să vadă și el cum e, mă face handicapat. În fine, plecăm noi de acolo, ajungem la magazin, era tot în zona aia cu păcănelele. Luăm 2-3 reviste cu integrame și o luăm înapoi spre casă. Dar nu facem noi câțiva pași, că apare una de pe o stradă, chiar în fața noastră. Hai să o frecăm și pe asta. Acum deja prinsesem și noi încredere. Ne pregătim zăpadă mâini, se duce capunarul înainte și sare pe ea, de cu craci în sus. Vrem și noi să sărim cu zăpadă, dar lui asta-i căzuse căciula din cap. Era o femeie la vreo 40 de ani, frate. Dar îmbrăcată așa gros, cu căciulă și fular, nu-i dai mai mult de 20. Mă scuzați, bre, v-am confundat. Bre, mă faci și babă? Aia-l dracu cu măta care te-a făcut prost. Fugi, vere, fugi! Dar n-am mai apucat. Eu cu Senciu că am fugit. Capunarul și-a luat vreo 2 palme și jurături fără număr. Într-un final scapă și el. Cotoroanța, dracu, băbăciune! Și aruncă câteva petarde despre ea. Stai, nebunule, hai să mergem. Ești prost, capunare? Lasă-mă, dracu, că mă ustură fața. Ce-a dat baba? Mai mergem noi ce mergem și în fața noastră apare alta. Părea tot așa, la vreo 16-17 ani. Uite-o pe asta, hai să o frecăm. Stai așa, vere, să nu fie bătrână și asta. Da, mă, ne uităm bine la ea întâi. Da, nu cred. De ce, mă, să fim siguri? Da, nu e Gigi. Ce să fie, auzi, capunare? Da, mă, ce țipe așa, o lăsăm. N-aude Senciu, bă, ai auzit ceva? Da, mă, bătea vântul tare, zi acum. Ziceam să ne uităm bine la ea, să nu fie femeie. Dar ce să fie, bărbat? Bă, ești prost, să nu fie femeie, să fie fată. Da, mă, ne uităm. Îți place povestea? Dacă răspunsul e da, apasă butonul ăla de like și de subscribe, dacă încă nu ești abonat. Răspunsul la quizul de data trecută era B, Pantelimon. Primele 5 comentarii cu răspunsul corect și încă 5 alese aleatoriu sunt acum afișate pe ecran. Vrei să ai și tu o șansă? Fii atent la următorul quiz. Pe cine a bătut caponarul? A. Miții și Șacalu. B. Șacalu și Petre. Sau C. Șacalu și Blondu. Lasă răspunsul repede în comentarii. Ai 5 secunde. Gata? Ai răspuns? Și acum, înapoi la poveste. Și o luăm încet, trecem de ea, ne uităm, dar nu ne dădeam seama, avea căciulă și un fular pe față. Mai mergem puțin, ne uităm iar, dar degeaba, asta o luase la pas, ne văzuse că tot ne uităm la ea. Asta e, ne riscăm, sărim pe ea. Și sărim noi cu zăpadă și nu era bătână, frate, avea vreo 16-17 ani. O frecăm bine cu zăpadă, o lăsăm și pe ea să dea noi cu câțiva bulgări, să-i treacă supărarea și pe urmă vorbește capunarul ce vorbește cu ea și pleacă. Mâine mă întâlnesc cu ea, o cheamă Ioana. Ce ai zis, mă? Nu se spune Gigi, am vrăjit-o eu. O luăm noi spre casă, că deja ne luase frigul, și când ajungem în dreptul străzii cu școala, îi văd pe Petre și Blondu. Ne văd și ei și intră pe stradă. Mai știi când ai venit să-i bați pe ea, mă? Ți-a plăcut? S-a mai luat de tine? Ăia nu, dar ăla care le-a scăpat s-a luat. A intrat acum pe stradă. Hai după ei, faceți niște bulgări să arunc în ei. Fac eu cu Senciu câțiva bulgări, mergem după ăștia, dar acum erau trei, se întâlniseră pe stradă și cu Șacalul. Ne apropiem de ei și începe să arunce caponarul cu bulgări. Aruncă ăsta de zice că e handbalist, să iau bulgării. Ratează vreo doi și al treilea îl nimerește pe Șacalul drept în cap. Nu ăla, vere, lasă-l. Ce ai, mă, cu mine, n-am făcut nimic. Ăia doi o luaseră mai tare, aproape că alergau. Ăla de lângă Blond, ăla dă-n mine. Ăla Blond, să vezi ce-i dau. Și ăia la fugă spre ei. Nu, Blondu, mă, ăla de lângă el. Mă duc după el, Senciu, chiar scapă ăla. Ajunge caponarul la ei, aruncă câțiva bulgări. Îl nimărește pe Blondu exact în ureche, îi rămăsese zăpada acolo. Capunarul luase la picioare deja, Petre se îndepărta. Nu ăsta, vere, ăla care pleacă. N-a zis ăla Blond? Lasă-l, mă, scapă ăla. Dar de data asta n-a mai scăpat, frate. L-a prins capunarul și l-a bumbăcit bine, a intrat în el ca buldozerul. Mai dai în vârmiu, mă? Nu mai dau, gata, nu mai dau. Dacă te mai iei de ei, te prind iar, îi vezi? Gata, nu mai, nu mai. Acum treci la frecat. Senciuc, Gigi, hai să-l frecăm. Da, frate, l-am frecat și cu zăpadă bine și pe urmă l-am lăsat să plece. Nu s-a mai luat ăla niciodată de mine, nici nu se mai uita spre mine. După, am mers acasă și am mai făcut rembus, cum zicea caponarul. Și mai trec câteva luni și venise primăvara. Peste tot iarbă verde, soare, copaci înfloriți și într-o sâmbătă apare iar caponarul pe la noi. Ne facem rutina de dimineață, câteva seriale, Benny Hill, un pic de rembus, când ce zice caponarul? Mergeți cu mine prin parc? Nu, trebuie să mergem la fotbal mai târziu. Mă plictisesc singur, hai și voi. Ne întoarcem în 2 ore? Da, nu stăm mult. Mergem cu el într-un parc, era la vreun sfert de oră de noi. Ne plimbăm puțin pe acolo și ne așezăm pe o băncuță, mâncam semințe. M-am plictisit. Și eu, Gigi, hai acasă. Mai stați, hai să vă învăț să agățați. Nu, mă, hai acasă, Senciu. Ți-e rușine, vere? Vă arăt eu, voi nu faceți nimic. Și
și mergem cu caponarul. Și cum vedea o fată sau un grup de fete, se ducea la ele. Psst, psst, ce faci, dragă? Auzi, auzi? Ne plimbăm amândoi? Bă, n-a avut succes, nu l-a băgat niciuna în seamă. Ne-a mai plimbat puțin pe acolo, dar nu mai era nicio fată. Gata, caponare? Ce vrei, Vere, nu sunt fete. Care, mă, că au fost 5-6. Nu merge mereu, una din 10 mușcă momeala. Și cum stăteam noi acolo pe o bancă, îmi trecea una care alerga pe acolo. Tască, mă bag pe asta, tot se uită la mine. Care, mă, aleargă și ea, când trece asta. Psst, psst, asta nimic. La următoarea tură, auzi, auzi, asta tot nimic. La următoarea tură îi iese caponarul în față. Ce faci, dragă, cum te cheamă? Ține-te după mine și spun. Și începe caponarul să alerge după ea. După vreo tură jumate se dă bătut. Vine rupt de oboseală pe bancă. O cheamă Elena, are 16 ani. Atât am scos de la ea. Mai fă o tură, două. Ești nebun? Vrei să mor? Nu, Vere, aștept să termine. Bă, și-a mai stat noi vreo 20 de minute acolo, dar aia tot alerga, nu părea că se oprește prea curând. Noi plecăm, Vere, ne așteaptă ea la fotbal. Mai stați, mă. Ne-am și plictisit aici, las-o pe aia că nu faci nimic. Ne-ai învățat de ne-ai rupt. Ce vrei, Gigi, așa repede? Trebuie să ai răbdare. Da, mă, m-ai convins. Hai să mergem. Bine, mă, mergem. Hai că plec și eu. Am plecat de acolo, nu ne-am mai întors pe jos. Am luat mașina vreo două stații. Și cum dracu a făcut ăsta că a găsit pe una în mașină? S-a băgat pe aia, i-a reușit faza cu auzi, auzi. Vedeți? În două ore mă întâlnesc cu ea. Ajungem în colțul străzii, caponarul se pregătea să plece. Când apare și Miții, venea spre noi să plecăm la fotbal. Hai, salut, Miții. Salut, mă. Salut. El e caponarul, vărul nostru. Caponarul se uita urât la el, parcă se gândea la ceva. Ăsta nu e ăla care s-a luat de tine? Ba da, dar ne-am împăcat. Ia vino încoace, mă. Ești mecher? Gigi, zi, mă, să stea cu minte. Caponarul îi trăgea pumnul în mână. Lasă-l, Vere, e prietenul nostru. Caponare, lasă-l. De ce te-ai luat de el, mă? Suntem prieteni, spune-i, Gigi. Dar ce să-i spun, frate, că ăsta se prefăcea că nu mai aude. A luat-o bine, Miții. Pumn, palme, șuturi în cur, tot acâmul. După vreo 10 minute l-a lăsat. Dacă te mai iei de ei, te omor. Nu mă iau. E prietenul nostru, surdule. Se face că n-aude. Ești prieten cu ei? De ce n-a zis, mă, nimic? Dacă ai probleme, apelezi la mine. Auzi, mă? A plecat caponarul, am plecat și noi la fotbal și și-a luat-o și Miții. Mai bine mai târziu decât niciodată. Am vorbit cu caponarul mai târziu și mi-a zis că poate mă cer cu Miții. Mai bine să-l bată când poate, că pe urmă nu-l mai prinde. Avea și el logica lui într-un fel. Ți-a plăcut povestea? Apasă butonul ăla de like, frate, și de subscribe. Ce putem învăța din această poveste? Păi, iarna e frumoasă când e zăpadă și ești copil și nu încerca să agăți o fată care aleargă. Vei transpira mult pentru ea. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai, pa!